Bine v-am regăsit, dragi prieteni, mă aflu din nou într-o companie foarte dragă mie și anume alături de mine este doamna Elisabeta Novac, o scriitoare care nu mai are nevoie de o prezentare. Activitatea sa desfășurată în decursul anilor este cea mai bună carte de vizită. Vorbeam în edițiile trecute, tot în compania doamnei Elisabeta Novac, despre o carte ce urma să apară și iată, ea a ieșit de sub tipar. Este o poveste poate ușor romanțată, despre ea o să ne vorbească mai bine autoarea, mai mult, Maria din Magdala, Apostolul Apostolilor se cheamă, iată, a apărut deja într-un format și foarte plăcut, dar am în mână o carte care cu siguranță am avut plăcerea să o răsfoiesc înainte de a fi editată, dar este o carte care se poate citi foarte simplu. De ce? Pentru că informația conținută în ea este aduce o bucurie permanentă cititorului. Încă din primele pagini apare acel element care te ține tipit de lectură. Noi am mai vorbit așa pe sărite într-o emisiune. Acum avem, iată, certificarea faptică a rodului muncii dumneavoastră. Este o carte care s-a scris, s-a documentat pe parcursul la un an de zile, dacă nu mă înșel, sau mai mult? Da, un an. Și ea aduce în primul rând câteva informații mai puțin cunoscute publicului larg și aș vrea să începeți chiar dumneavoastră cu descrierea ei, pentru că sunteți nu doar părintele acestei cărți, dar aveți autoritatea cercetătorului de a înfățișa publicului larg aceste, hai să spunem, informații relativ noi despre acest apostol al apostolilor, Maria Magdalena, cum îi spunem noi în termeni populari. Este vorba de o așezare în text a unor adevăruri care țin de lumina Evangheliei. Nimic în afara Evangheliei nu este realitate, Evanghelia fiind revelată de cer. Am pornit să scriu această carte pentru a deconstrui mitul fals care a planat și încă mai planează asupra imaginii Mariei Magdalena, fiind asociată cu o desfrânată, exact cum gândesc o bună parte dintre preoții noștri care au preluat de la Papa Grigorie cel Mare, care a făcut voit o confuzie, făcând așa, având o atitudine precară împotriva femeilor. Și atunci s-a folosit de Maria Magdalena, făcând o confuzie între ea și femeia care a spălat picioarele lui Iisus în casa fariseului, în casa lui Simon fariseul. Pe urmă, ca să mărească confuzia, a zis că ar fi vorba de Maria, sora lui Lazar, ceea ce iarăși era o mare nedreptate, pentru că Maria, sora lui Lazar, era o intelectuală, făcea parte dintr-o familie, pe care o știm, de aristocrați, și iar Maria Magdalena, la vremea aceea, când s-a petrecut evenimentul cu spălarea picioarelor în casa fariseului, făcea parte din grupul ucenicilor. Deci femeia venise era din Capernaum. Diferența și lumea care ascultă și vrea să înțeleagă, trebuie să meargă la Evanghelie să vadă că femeia aceasta era din Capernaum. Și spunea, a venit o femeie din cetatea Capernaum, pentru că acolo se găsea casa lui Simon fariseul. Iar Iisus era în pelerinaj sfânt,
alături de ucenici și implicit de Maria Magdalena, care era ucenic și ucenic de vază, pentru că ea era un fel de asistent al lui Iisus, fiindcă înțelegea foarte bine Evanghelia, știa să pună întrebări și să asta făceau cu ucenicii. Le dăruia Evanghelia cerului ca ei să se ducă să propovăduiască în urma sa. A fost așadar o falsă imagine făcută de catolici și a penetrat în lume. Eu vorbesc din clar din realitate. Am auzit anul trecut de ziua Sfintelor Mironosițe în Biserica Română de la Paris pe înalt preasfințitul Iosif vorbind. A fost, da, vindecat-o Iisus. Vreau să se știe clar și am documentat foarte bine această boală. Spune Marcu că era posedată de 7 demoni și era adevărat. Maria era bolnavă, dar a fi posedat de demoni și în vremea aceea și în vremea noastră înseamnă ceva patologic, înseamnă boală. Cum foarte mulți sfinți au recunoscut și au și scris și eu am consemnat aici. A fi desfrânat nu înseamnă boală, înseamnă un viciu. Este cu totul și cu totul altceva. Ori s-au folosit, pentru că în vremea Evului Mediu a fost o prigoană împotriva femeilor. Să ne amintim numai de vânătoarea de vrăjitoare, să ne amintim de Ioana d'Arc, care ar fi putut să fie o sfântă și care este o sfântă. Și mă și întreb de ce papa, care face papii care au făcut multe în lumea aceasta, nu au santificat-o. Pentru că Ioana d'Arc a fost trimisul lui Dumnezeu ca să strângă armată, să strângă sătenii, cum să urmezi un copil de 11 ani, cum să vină o armată către el, să formeze armată fără puterea lui Dumnezeu, fără o revelație. A avut revelația dumnezeiască, i-a chemat și ei au fost pătrunși de realitatea asta că vor câștiga războiul cu englezii și își vor pune regele pe tron. Și știți bine că așa au făcut. E bine, s-au folosit de lucrul acesta în loc să-i mulțumească și în loc să o așeze pe un loc pe care îl merita, au zis că a făcut vrăjitorie. Cu ajutorul vrăjitoriei i-a învins pe englezi. Așadar, vedeți, am dat exemplul acesta ca să vedeți cât de mare era prigoana împotriva femeilor. Și bineînțeles că Maria Magdalena nu mai avea loc în... la picioarele crucii, Maria Magdalena nu este. Este Ioan, evanghelistul, care în adevăr era iubit de Iisus și care nu s-a despărțit de el în niciun fel, a stat, l-a urmat. Era Maria Magdalena și Maica Domnului și Maria Salomea, care fusese lângă ei. Nu apare niciunde în aceste icoane. Și a fost așadar dată deoparte. Și am pornit să caut, să văd. Am luat Evangheliile, așa, am căutat cu penseta. Și am găsit lucrurile pe care le-am scris aici. Ea a fost cea care a știut de la început că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și spuneați că îi spunem noi, Maria Magdalena, în popor, Iisus i-a dat acest nume. Fiindcă atunci când s-a dus, după nunta de la Cana Galilei, când Sirus, tatăl Mariei Magdalena, se rugase în munte 40 de zile, a fost chemat la nuntă. El era un om de vază, un pescar recunoscut și bogat și stăpânea un castel, locuia un castel. Și a fost chemat la nuntă și acolo a văzut și a fost martor la schimbarea apei în vin.
chiar el a scos apa din ciuturi și le-a dat-o lucrătorilor. Și când a văzut că Iisus a făcut o astfel de minune, pentru că era cam prima, făcuse foarte multe vindecări, minuni, dar nu vorbise Iisus despre ele. Le-a făcut tainic pentru că nu voia să-i pună, să-i facă, să-i vâneze romanii și să-i omoare pe urma lor, pe urma lui. Și atunci, la Cana Galilei, în fața lumii și Maica Domnului, a avut o intervenție, singura intervenție din Scriptură. A zis, nu mai au vin. Și atunci, după ce Iisus a zis, n-a venit vremea mea, s-a întors către pescari și le-a spus, faceți ce vă va spune el. Și atunci, transformând apa în vin, Sirus vede minunea asta. Se duce la Mântuitor, se duce la Învățător și spune să-i vindece fata care e foarte grav bolnavă. N-a putut să-i mai spună, să-i mai zică mai multe, pentru că l-a înnăbușit plânsul. Erau disperați. Fata împlinise 17 ani și se zbătea în convulsiile acestea din 7 în 7 zile. Era prinsă, făcută, încarcerată pe pământ, să nu poată să-și ia zborul, să se înalțe, să se ridice. Și ce a putut să facă tatăl ei, familia ei pentru ea, i-au adus învățătorii acasă. Se studia Evanghelia, Vechiul Testament era nelipsit, se cântau psalmi cu psalterionul, cu niște instrumente foarte vechi și asta le dădea o stare de bucurie, de înălțare. Maria Magdalena citise cu Nesaț și învățase. Și în momentul în care Iisus a venit cu apostolul Ioan, ucenicul iubit, cum spune Scriptura, a găsit o fată ca un înger, frumoasă, admirabilă. Și cum l-a văzut, i-a spus, eu știu cine ești. Cine crezi tu că sunt? Ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și Maica este Fecioara care l-a născut pe Mesia. Știu din Isaia. Citise Isaia și zice, și eu, zice, știu că tu ești Maria din Magdala, Maria Magdalena. Trebuie să spunem aici că Iisus le-a dat un alt nume tuturor ucenicilor. Celor pe care îi voia alături de el, le-a mai făcut un botez, le-a mai dat un alt nume, pe lângă cel pe care îl aveau. Și astfel s-a petrecut și cu Maria Magdalena, de aici are numele. Iisus a botezat-o, Iisus i-a spus Maria Magdalena, ce ești Maria din Magdala, Maria Magdalena, că de asta am notat, eu am scris titlul cărții în acest fel. Da, ei, într-un sens deloc figurativ, devin primii monahi ai lumii creștine, ai lumii exact. Ortodoxe ulterior. Exact. Sunt primii oameni rebotezați în monahism. În creștinismul primar, în creștinismul primar, că atunci începe să se construiască creștinismul adevărat. Și Maria Magdalena îi spune, te voi urma. Și te sfătuiesc să vii alături de ucenici și de mama mea. Și a stat cu mama lui Iisus pe toată perioada pelerinajului sfânt și pe toată perioada propovăduirii de către Iisus a Evangheliei în mijlocul ucenicilor. Și acolo ea s-a manifestat pentru că fiind deșteaptă, știind foarte mult Scriptura, ea punea întrebări pe care ceilalți ucenici nu le bănuiau și dădea și răspunsuri. De aceea îl supăra pe Petru, că el a zis să plece Maria dintre noi, că femeile nu merită o astfel de viață. Pentru că, vedeți, această viață, cum o vedem și noi în biserică, a învăța, a cunoaște legile lui Dumnezeu și Evanghelia Cerului,
este foarte frumos. Și el voia să rămână așa, numai pentru bărbați, ce se caute femeile. Și atunci Iisus i-a spus, eu am îndemnat-o pe Maria să vină. Și femeile pot să devină bărbați în sensul puternic al cuvântului, puternice și devotate. Și femeile pot să propovăduiască Evanghelia Cerului. Și Petru nu s-a schimbat el, el a rămas totdeauna un așa, a rămas împotriva Maria Magdalena, că era gelos, avea o gelozie a lui, nu poți să-i zici nimic, el era pescar, nu avea cultură, nu ceea ce Iisus le dăruise lor la, când le-a dat, le-a trimis Duhul Sfânt, atunci i-a luminat. Dar altfel, tot oamenii erau că ați văzut, el a trecut prin multe evenimente, Sfântul Petru a trecut prin multe evenimente, el s-a lepădat de Iisus de 3 ori, a fost starea de frică a omului, că nu poți să-l condamni, așa cum nu pot fi condamnați ucenicii care nu l-au urmat pe drumul Calvarului și la cruce. Cum să-l urmeze? Erau vânați. Îi omorau și îi crucificau și pe ei. Și nu-și mai puteau împlini misiunile ulterioare care au dovedit... La data aia ei nu știau de misiunile ulterioare. Nu știau. Dar cum să-l urmeze? Era spaima, era frica. Suntem oameni. Frica te stăpânește când vezi atâta teroare. În perioada aceea crucificasele romanii 3.000 de iudei. Nu era puțin. Pe toate drumurile vedeai cruci cu oameni răstigniți. Și nu, și le era teamă și s-au ascuns. O să povestească și sublinează Maria Magdalena lucrul acesta, că nu trebuie acuzați. Vedem și acum, ce au fost lași, că au fugit. Nu, nu din lașitate. Au fugit de teama de a nu fi uciși. Le era teamă că dacă pe Dumnezeu, pe Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, l-au răstignit, dar pe ei, ce se uitau romanii, l-au răstigneau în... De aceea au și mulți au părăsit religia creștină, pentru că, vedeți, Iisus a făcut foarte, foarte multe minuni, vindecări, și oamenii aceia l-au urmat, dar de teamă pe urmă, li s-au împietrit inimile și au fugit. Au fugit. Au plecat de sub ocrotirea Duhului Sfânt. Și Maria Magdalena, apropo de întâietatea pe care o are ea în istoria creștinismului primar, la răstignire a fost acolo, cum am spus, și a rămas peste noapte lângă stâlpul crucii. Toți au plecat. Ioan s-a dus cu Maica Domnului, pe care Iisus i-a încredințat-o. Iată mama ta, iată fiul tău. A luat-o și a plecat. Maria Salomea a plecat și ea, dar Maria Magdalena a rămas la cruce. Acolo a cunoscut revelația. Pentru prima oară, acolo îngerii au ridicat-o în sferele cerești. A trecut noaptea aceea, i s-a părut cosmică, nu să găsiți descrierile aici, și venind dimineața, ea de aceea a fost prima la mormânt, fiindcă era aproape, mormântul era peste drum de locul unde îl crucificase pe Iisus și pe cei doi. Și ajungând la mormânt, n-a găsit trupul Mântuitorului. Și ce, pe cine cauți? Pe Iisus? Păi ce, nu e aici. A înviat. Inima ei a început să bată, a ieșit, a văzut pe cineva în grădină, gândind că e grădinarul, a zis, dă-mi-l, spune-mi unde l-ai pus să mă duc eu să-l aduc. Și atunci Iisus i-a zis, Marie, și învățătorul l-a recunoscut.
Pentru că Iisus nu mai era prezentat, nu mai era așa cum îl cunoscuse ea. Devenise Dumnezeu înviat cu aură. Și era ceva parcă nou, care acum îi inspira încredere puternică. Și a zis, du-te și spune-le ucenicilor că am înviat. Deci ea e primul apostol. Scriu scripturile. Eu nu m-am abătut. Cum să mă abat? Ar fi fost inutilă munca mea să nu mă țin de adevărul scriptic. Și se duce fericită și zice, Domnul meu, învățătorul meu, pașii mei nu vor mai avea liniște, sufletul meu de asemenea, până nu voi aduce oile în staul. S-a dus la ucenici și le-a spus, m-am rănicit pe mine învățătorul de vedenia lui, l-am văzut înviat. S-a uitat la ea. Petru a zis, are friguri. I-au revenit frigurile, că ei știau de starea ei patologică dinainte. Și n-au crezut-o. Dar pentru ea nu mai conta faptul că nu o credeau ei. Ea purta un adevăr universal, un adevăr dumnezeiesc, faptul că Iisus înviase. Ea purta acea fericire în suflet și zbura și știa că Mântuitorul o să fie în permanență cu ei. Pentru că ea totdeauna a recunoscut și a crezut că El este Dumnezeul, este Fiul lui Dumnezeu și că El este eroul unei drame divine, că trebuie să treacă prin ceea ce a trecut pe pământ, aici, printre oameni. Ea știa și că va învia, era singura care crezuse, nu? Și ceilalți. Și dacă auziseră că le-a spus Mântuitorul, le-a spus, zice, voi învia a treia zi, le-a intrat pe ureche și le-a ieșit pe cealaltă, așa cum suntem noi oamenii. Aflăm un lucru care este o minune, un ceva dumnezeesc și nu credem. Și e vai nouă, pentru că această credință ne înalță și ne întărește. Ne dă putere și energie. Ne ține drepți pe drumurile vieții. Credința în Dumnezeu, în Iisus și în Dumnezeu Tatăl în treime. Și mai mult decât atât, ne asigură acea posibilitate de a ieși în mod conștient din acest exercițiu și a păși în lumea de dincolo, într-o veșnicie, cu nădejdea că vom fi acolo unde trebuie. Pentru că greșeala colosală care se face și se face de secole, nu se face de, eu știu, de 20 de ani sau de 30 de ani, este că nu se vorbește într-un mod foarte serios și foarte prezent despre continuarea vieții. Bun, la modul aluziv, la modul, eu știu, informal, așa, când și când, se mai spun cuvintele astea. Da, dar să vedeți că Maria Magdalena în Evanghelie ei apocrifă, cum se spune că apocrifă, dar nu vin în conflict cu Scriptura. Toate Evangheliile, nici al lui Toma, nici al lui Iacob, nu vin în conflict cu... Spun lucruri care s-au petrecut atunci. În Evanghelie ei vorbește despre suflet, despre înălțarea sufletului la Dumnezeu acolo de unde a venit. Este o explicație extraordinară aceasta, drumul acesta al sufletului în Evanghelia ei. N-au rămas multe pagini, nu s-au găsit multe pagini, dar în acelea care au fost găsite, ea vorbește despre drumul sufletului către Dumnezeu și vorbește la modul feminin, zice, ea a mers, ea a parcurs, ea s-a dus, ea s-a întors, ea. Deci e de subliniat lucrul acesta. Și așa, au început Evanghelia, după ce Iisus a înviat și s-a ridicat la cer, ei au, ucenicii s-au speriat, au zis, ce facem acum, vin ăștia și din nou omoară, tot teama ea, chiar dacă erau înzestrați cu Duhul Sfânt, tot teama îi stăpânea. Și atunci Magdalena a luat
a luat frâiele și a zis, da, sunteți bărbați. Vă investiți cu putere și cu duh și cu har sfânt. Porniți și luptați, nu vă fie teamă. Și au pornit. A venit, Petru a venit la Roma, pe urmă s-a dus și Pavel prin revelația pe care a avut-o, ridicarea la cer, și Andrei a venit la noi, deci s-au plecat în toate colțurile lumii. Și ea a mers prin la foarte multe popoare, dar revenind în Ierusalim, au încercat să scuture de idoli spațiu și s-au înrăit romanii împotriva lor și nu le-a mai dat voie să mai propovăduiască în temple. Și la un moment dat chiar i-a închis pe unii dintre ei. Maria Magdalena, aflând că sunt închiși o parte dintre evangheliști, pentru că știți că cu vremea se făcuse la 70, s-a dus la ei să-i viziteze. Știa că să nu-i omoare, i-au prins pe toți, i-au pus într-o corabie fără pânze și fără vâsle și le-a dat drumul pe apă, pe Mediterană, să-i omoare. Puterea Maicii Domnului, care este nețărmurită. Nețărmurită, Maica Domnului, a schimbat universul acesta prin forța aceea a ei de a rezista și de a traversa toate evenimentele dramatice din perioada începutului. Îi duce și îi scoate la Marsilia pe malul Mării Mediterane. Și acolo, locul unde au ajuns, se numește Biserica Mariilor de la Mare. Mănăstirea Mariilor de la Mare. Există și acum, se fac pelerinaj acolo. Și Maria Magdalena, călcând pe pământul francez, începe propovăduirea. Acolo erau temple cu idoli și unde oamenii erau chemați și li se vorbea despre idoli și despre... Și ea intra cu îndrăzneală în temple și le vorbea despre Evanghelia lui Iisus și despre iubire. Le vorbea și nu... ăștia o ascultau. Și la un moment dat, un prinț, prințul Ipatie, a zis, dacă evanghelista voastră îmi dăruiește un copil, mie și prințesei, o voi crede. Și ea atunci și s-a arătat și prințesei și lui în vise, pentru că așa vine Maria Magdalena, vine în vise de revelatoare. Și a spus să îngrijească pe cei care vin pe mare, naufragiații, oamenii rătăciți, să le facă locuințe, să le dea mâncare, haine, și să țină cont de ei, de fiecare, și ei vor primi de la Dumnezeu un copil. Și ăștia atunci au acceptat să vorbească cu evanghelista și zice, dacă faci și dacă noi vom face asta, și să zidiți un templu creștin, o biserică, o mănăstire. Și facem toate astea dacă noi vom primi în dar un copil, pentru că ne rugăm de ani de zile la idol și n-am primit. Și în adevăr, prințesa rămâne însărcinată. Și când au văzut așa, au fost fericiți, dar prințul Ipatie, ce, dacă e o, vedeți, tot ispita omenească, dacă e o întâmplare. Aflase că Petru se dusese la Roma pentru o vreme, ce mă duc la... nu la Roma, la Ierusalim, mă duc la Ierusalim să vorbesc cu Petru, să-mi spună dacă spune adevăr evanghelista, dacă spune adevărul. Și prințesa că merge și ea, și n-a putut să o refuze, și-au plecat cu corabia pe valuri și la un moment dat o furtună i-a răsucit și i-a mișcat, încă prințesa a născut un băiețel și înainte de vreme, și prințesa a murit la naștere, iar cu băiețelul ce era să facă? Au întâlnit o insulă mică, unde au așezat trupul neînsuflețit al prințesei,
băiețelul lângă ea, îl lăsa să moară și el, că n-aveau altă soluție, și au pus o pelerină de piele peste ei, ca să-i cruțe de vânturi și de ploi, mă rog, o vreme. Și s-a dus la Ierusalim, la Sfântul Petru, și Sfântul Petru i-a zis, da, ți-a spus adevărul. Evanghelista ți-a spus adevărul. Și ce ai greșit că n-ai ascultat-o. Trebuia să nu te îndoiești. Îndoiala este mare, mare păcat și care nu ți-aduce decât deznădejde și tristețe. Da. O să facem doar o scurtă pauză de publicitate ca să continuăm această frumoasă trecere prin istoria noastră.